Noroc, ia uitați-vă ce am eu. Microfon conectat la telefon. Mare minune, mare minune a naturii. Cum s-ar spune, o să vedeți cum calitatea fundalului sonor acestui video se va îmbunătăți în 3, 2, 1 și... Noroc, iepuraș de soare, bun găsit la emisiunea Lumina, mă numesc Andrei Bolocan. Vai, tocmai am început să-mi placă de mine însumi. Are you listening? Damn. Trebuie să recunosc un lucru, din start. Eu am aruncat cu mari și dureroase pietre în Partidul Democrat. Eu mi-aduc aminte la mijlocul lunii iulie. Întrevederea pe care am avut-o cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional aici în Parlament. Acei oameni de atunci care erau responsabili pentru Republica Moldova mă priveau în ochi. Și după mesajele care mi-au venit, mi-au spus următoarele. Domnul Candu, dar ce până acum ați arătat doar eșecuri. Am insultat, am rănit, am glumit pe seama membrilor acestui partid, dar uitam că și ei au o familie de întreținut, un copil de crescut sau un primar de localitate de șantajat. Nu contează! Acum, după o perioadă de timp în care am ajuns să comentez situația social-politică din Republica Moldova, pot spune cu certitudine. Partidul Democrat din Moldova este... Partidul este a făcut ceea ce nu a făcut niciun partid în istoria omenirii în general. El a reinventat noțiunea de timp. Hai să vă povestesc cum și când exact asta s-a întâmplat. Recent în Moldova s-a sărbătorit Ziua Mondială a Democrației. De fapt, nu doar Moldova, dacă e Ziua Mondială, tot locul în lume s-a sărbătorit, doar că Moldova în mod special, pentru că dacă noi credem că democrația înseamnă puterea mâinile poporului, puterea sau putoarea? Puterea, da. Apoi în Moldova e o leacă mai special. În Moldova nu tu tocmai alegi, dar ei pe tine. Și dacă tu încă nu înțelegi despre ce eu vorbesc, așteaptă-ți vin anul 2018 și să zvizdiem în cadrul sistemului electoral mixt cum guvernul va desena cu grijă circumscripțiile electorale așa cum îi place lui să facă. Noi putem lua și din experiența altor state, de exemplu, pe exemplu României. Ar fi bine să studiem și experiența lor, criteriile pe care, dar dacă o țară într-atât de mare cu 4 locuri pentru diaspora, cred că la noi ar putea să fie și mai puține. Dar până atunci mai este și nu trebuie să ne batem cap cu prostii, hai să șocnim paharele, punem un cuciuc pe fundal și he-he! Revenind așadar la sărbătoare, cu prilejul Zilei Democrației, ușile Parlamentului Republicii Moldova au fost deschise pentru toată lumea. Au intrat pe acolo și ansambluri de muzică punk rock. Dar au mai intrat și reprezentanții societății civile, asociații obștești gen părinți solidari. Asta e asociații care vrea să solidarizeze toți părinții conștienți și îndurerați de corupție și neglijența din școli și grădinițe. Puteți să-i urmăriți pe Facebook, apropo, au o pagină destul de activă, sincer recomand, părinți solidari. Apoi că la această întâlnire una din mame i-a vorbit de la microfon domnului Andrian Candu, președinte al Parlamentului. Știți, eu nu cunosc câți dintre voi îl iubesc pe Andrian Candu pe atât de mult pe cât îl iubesc eu, de-aia simt nevoie să vă întreb. Voi sunteți siguri că vreți să vedeți ce a ieșit din asta? Da? Atunci atenție la ecran. Bună ziua, domnule Candu. Noi reprezentăm părinții și, într-adevăr, vrem să venim în susținere pedagogilor referitor la salarii și să nu uităm de personal non-didactic. Fiindcă în țara noastră, nu știu cum se poate considera o țară democratică, dezvoltată și care își respectă drepturile omului, când avem mii de angajați care au salarii de 1000 de lei, care nici măcar nu acoperă coșul minim de consum sau minimum de existență. Eu nu știu cum spuneți-le parlamentarilor, spuneți-le guvernanților, cum poți să îi achiți ca guvernare, ca țară, cum poți să îi achiți unui om jumătate din minim de existență pentru o lună de lucru? Ok, din întrebarea doamnei Revencu ne dăm seama că dumneavoastră are o îngrijorare reală, pe deplin motivată, doar că iaca amuș urmează răspunsul lui Candu și eu iarăși vă întreb. Sunteți pregătiți să vedeți acea doză de străluminare și inteligență care să iasă din capul și gura președintelui Parlamentului? Dacă da, atunci pregătiți un obiect mai moale pe care să vă așezați, pentru că iaca, Andrian Candu
O să ne uimească din nou? Da, știți foarte bine că a fost discutat și inclusiv despre salariile bucătarilor și cadrele non-didactice, s-au luat și decizii mai recent în privința majorării, la fel și la nivel de municipiu, la Consiliul Municipal a fost votat. Dar și la lui, dar și guvernul a luat o decizie recent. 100 de lei nu soluționează întrebarea. Dar e un pas. Mâine poi menim cu 100. Și tot așa mai departe. Mâine voi mâine încă 100 și tot așa mai departe. Vă știați că Adrian Candu se traduce din sanscrită ca ocean fără de fund? Pe bun, eu mă uit la Adrian Candu și nu-i văd fundul, sincer, cum încapi atâta geniu într-un singur om? Hai să mai ascultăm o dată fraza asta demnă de epitaf. Mâine voi mâine încă 100 și tot așa mai departe. Mâine voi mâine încă 100. Asta e ca și cum politica bugetară fiscală în Republica Moldova ar fi o pereche de pantaloni mai vechi, dar Adrian Candu un croitor care nu prea vrea să le repare. Aici băgăm o cărchitură, mâine voi mâine o altă cărchitură. Domnule Candu, dar în continuare pantalonii rămân a fi rupți în c***. Păi da, dar în schimb la călcâie scârchiți, deja e un pas, deja e mai bine. Mâine, poi mâine, încă 100 și tot așa mai departe. Asta mi-a amintit de un caz cu o companie aereană din Pakistan. PIA e ca carnama, apko bătaie, Jeddah se Faisalabad ane vali flight PK-7-6-4 10 ghante tahir ka shikar hone ke saath saath care primea foarte multe plângeri pentru rețineri de zbor, întârzieri. Și atunci cineva din managerii companiei a zis: hei, am o idee, hai să schimbăm termenii și condițiile de operare. Ce înseamnă asta? S-au întrebat angajații. Dar e foarte simplu, când omul cumpără un bilet de pe site-ul nostru, a să fie un mic punct acolo, mic cu litere, mici și o să fie scris: orice reținere de zbor care durează mai puțin de 24 de ore nu este considerată întârziere. Понимаешь? Dacă treci o zi și o noapte, da, poți să te jelui. Dar dacă trec 23 de ore și 59 de minute... Ne pare rău, e o simplă reținere. Și de atunci, bineînțeles, acea companie a început să primească mult mai puține plângeri din partea clienților. Așa și în cazul lui Candu, el acum un an a promis că peste un an o să fie mai bine. Când crezi dumneavoastră că va veni vremea când, de exemplu, părinții vor avea suficiente argumente pentru a spune copiilor lor că nu trebuie să plece din țara asta? Atunci când copiii vor avea posibilitatea să se angajeze. Când va fi asta, în opinia dumneavoastră, din ceea ce plănuiți voi la PDG, Alianța Majoritară, Guvernul? Maxim un an de zile. Un an de zile? Da. Vorbim despre locuri de muncă, vorbim despre locuințe accesibile, mai ales pentru tineri. Și eu am o întrebare către voi. E mai bine? Voi să-mi spuneți. A как вы думаете, уже лучше, чем было? Вы имеете что? Vidu. Dar dumneavoastră ați remarcat ceva schimbări? S-a întâmplat ceva bine în viața dumneavoastră? Foarte mult. Și toată ziua eu am plăcere de la viață. Deci haideți să mulțumim lui Adrian Candu pentru că, într-adevăr, deja e mai bine. O să fie și mai bine. Asta vă spune tot. Putem să ne cuprindem la cameră? Dar eu știu, deși noi încă nu trăim atât de bine precum a promis Adrian Candu. Greșeala e în noi, dragii mei, pentru că noi până acum trăim cu noțiunea veche a ceea ce înseamnă timp, a ceea ce înseamnă un an. Dacă vă mai amintiți, am povestit recent despre un coleg de partid a domnului Candu, ministrul economiei Octavian Calmâc, care a redefinit termenul de un an, așa încât nouă, oamenilor de rând, să ne fie ușor să înțelegem ce înseamnă promisiunile astea a politicienilor, cât durează acest un an de zile. Voi vă amintiți despre ce vorbesc sau vreți să vă arăt? Ai măi, cine nu amintește la acela putea pește, la cine putea pește la acela crește. Mai suntem atractivi pentru investitori, ținând cont de faptul că acea forță de muncă ieftină, care era principalul factor în acest context, pleacă. Avem un exod de creiere destul de mare. Bine, noi avem exodul acesta, el mai mult are un caracter sezonier. Așadar, ministrul economiei Octavian Calmâc a zis că exodul, plecarea asta moldovenilor din Moldova, e o chestie sezonieră. Adică moldovenii pleacă din Moldova de 25 de ani, un sezon durează cât 3 luni, înseamnă că 3 luni în viziunea lui Calmâc durează 25 de ani. Asta înseamnă că 12 luni, un an durează un secol, rebeatușche! Și de azi încolo, înțelegând acest lucru, noi trebuie să stăm cu minți, liniștiți și să nu ne deorgăim. Ne deorgăteți. Și eventual să așteptăm să treacă și celelalte 3 sezoane. Până acum au fost exodul, 3 luni. După asta urmează glodul, după asta comodul și după asta, ultimul sezon, prohodul. Și ea ca după acest un an de zile o să fie deja... mai bine. Problema știți care este? Că nu se vede nici în acest moment luminița aceea de la asta. Capătul tunelului. Luminița se vede, Lorena. Că luminița nu... se vede. Asta și problema lui clasa politică. Absolut. De acord. Am văzut lumina cea adevărată. Și e ca în această ordine de idei, când parcă toate lucrurile sunt clare și parcă noi ne-am împăcat și bem ceai și nu ne deorgăim,
Doamna Ala Revenco, reprezentantă Asociației Părinți Solidari, oricum a insistat la domnul Candu cu întrebări, doleanțe, rugăminți. Nu, dar cui asta-i trebuie, doamna Revenco? Noi la moment nu avem din 12 ajutori de educatori care trebuie să avem în grădiniță, avem 3. Ce facem? Și care este salariul acelor? 1000 de lei, 1100 sau 1070 plus minus, în jur de 1100. Asta la nivel de bucătărie și... Asta ajutorii de educator și alții, și paznici, și spălătoreasa, și spălătoria de vase, toți au același salariu. Este foarte grav. Nu poate fi tolerat, vă rugăm să găsiți soluții urgente, fiindcă chiar copiii rămân fără supraveghere. Este o situație foarte periculoasă, fiindcă educatoarea trebuie să plece să aducă mâncare, educatoarea trebuie să ducă să spele vasele. Cu cine rămân copiii în perioada respectivă? Și la final, domnul Candu, cum credeți? Ce-a făcut? Și-a păstrat semnătura. Vă mulțumesc. O să mai avem discuții suplimentare, inclusiv cu colegii din guvern, ca să găsească soluții și să începem anul, poate anul nou, în special deja și cu noile tarife, noile tarife la salarizare. Prin bâlbe, dar spre stele, s-a descurcat totuși Andrean Candu și a păstrat semnătura și a promis că la anul, de amul, cu cine o să fii și cum o să fii, dar nu contează, important că nu amul, la anul. O să discut el acolo cu colegii din guvern, dar nu amul, la anul. De unde bani amul? Amul bani nu, stai la anul, ho-ho! Și poți mai vrei de la omul ăsta, o să fie bine, nu chiar azi, dar poate mâine, ia uite, rimă gratuită, apropo. Mai ales cu 100 de lei în Moldova astăzi, bani, nu glumă. Ziarul de gardă a fost recent pe la deputații din Republica Moldova și i-a întrebat ce poate cumpăra un om în Republica Moldova cu 100 de lei. Și filozoful cu Mercedes, deputatul Nae Simeon Pleșca, a răspuns de s-o cutremurat munții. Experiența oamenilor noștri este de dimensiunea că sunt foarte calculați și reușesc cumpere. Prin urmare, dacă mai există printre voi, printre noi toți, nemernici care cred că Moldova străiește prost și salariile sunt mici, eu vreau să ne întoarcem la un proaspăt erou de-a nostru, ministrul economiei Octavian Calmâc, care ne-a spus clar că în Moldova salariile sunt comensurabile cu cele din străinătate. Este doar un element de cultură, în general, a populației noastre, care ține de faptul că să încerce străinătatea. Eu cred că lucrul ăsta, în scurt timp, o să iasă din obiceiurile noastre de a circula mult, de a încerca alte țări. De ce? Să încercăm. Bine, pentru că ofertele care le primesc în Republica Moldova, așa cum am zis, ele sunt comensurabile cu cele din străinătate. Cât faci un profesor de școală în Republica Moldova? 2600 de euro. Cât faci un actor de teatru republican în Republica Moldova? 3200 de euro. Cât faci un șofer de troleibuz în Moldova? 2000 de euro pe lună. Așa-i? Așa-i, dar cum altfel? La finalul acestui video, nu știu cum voi, dar eu dacă aș închide ochii, e ca așa strâns, aș începe să văd cum dansează în capul meu tot felul de minciuni, a căror sfârșit eu nu mai văd. Minciuni rostite de politicieni, care scred șobeni, conducători de turmă. Dar în același timp vreau să spun un mare mulțumesc, să-mi exprim bucuria la văzul unor oameni precum Ala Revenco și Asociații Părinți Solidari, care atunci când au văzut că în Parlament s-au deschis ușile, au mers, au deschis gura și au glăsuit. Au vorbit în fața celor care ne cred pe noi de proști. Astfel, dându-le de înțeles politicienilor că lucrurile într-o democrație sănătoasă ar trebui să stăie o leacă altfel. Noi, pe voi, politicienii, vă alegem, noi vouă vă delegăm tot felul de responsabilități. Voi lucrați în folosul nostru. Și la urma urmei, dacă un mucos ca mine a putut să meargă în Parlament să deschid gura, asta ar putea să o facă fiecare din noi. Ok, prieteni, atât pentru astăzi, vă spun la revedere. Spun un mare mulțumesc celor care mă susțin pe platforma patreon.com/fedot. Nu există nicio formulă, nicio modalitate prin care eu aș continua să fac emisiunea Lumina fără ajutorul patronilor mei. Cum a spus și Vasile Alexandrii, you are my everything. Dacă mai e lume care încă nu a pășit acest prag important în viață și ar vrea să devină patron al emisiunii Lumina, puteți să o faceți pe adresa de mai jos. Rămâneți în continuare cu TV8 dacă mă urmăriți la TV, aruncați câte un like dacă mă urmăriți pe interneturi și hai să ne revedem duminica viitoare. Pupicei!